In the beginning, I had no intention whatsoever that what I was practicing and what I'm still practicing now would lead to this. Yeah. You think you can take me on? That's the wrong question. Oh yeah? What's the right one? Tu ești Huawei, ești Longzi? Care-i treaba cu tine aici în Chinatown? Hai, vorbește cu mine. Este un pic ciudat cum nu pot să recomand foarte multe seriale de acțiune. Ele există, nu mă înțelege greșit, dar toate sunt clișeice și nu oferă nimic diferit. Sunt un fan warrior de când a apărut 2019 mai exact și mă bucur că a primit încă un sezon. Noi astăzi o să vorbim mai mult despre tot serialul, fiind clip nou, încerc, știi, să aduc, cum am făcut și la Succession, încerc să aduc în atenția mai multor oameni că există serialul ăsta. Nu știu dacă o să primească încă un sezon, ar trebui pentru Final Story, dar vreau să introduc acest serial oamenilor care nu l-au văzut niciodată, e prima oară când aud despre el, știi? Vreau să profit un pic că există un sezon nou, poate există o curiozitate, I don't know. Deși știu că am mai pus clipuri pe YouTube despre acest serial și l-am mai recomandat în trecut. Ok. Let's go. În serialul Warrior suntem trimiși în anul 1878 și acțiunea se întâmplă în San Francisco. Acolo îl urmărim pe Assam, care este membru unui Tong, o grupare de mafioți din Chinatown, așa se numesc Tongs. Assam își caută sora. Și de acolo vedem cum crește rivalitatea dintre grupările astea mafiote din Chinatown, dar și aspectele din exterior, care provoacă câte un conflict cu imigranții chinezi. Avem de la conflict cu Irishmans la conflict cu Americans. So. How are you finding America so far? Andre Koji, care îl joacă pe Assam, este foarte tensionat, dar în același timp este un personaj care nu spune multe. Mi-aduce aminte de Keanu Reeves din John Wick. Sunt foarte entuziasmat de fiecare dată când îl văd, că știu că omul ăsta se dedică pentru o scenă de acțiune foarte bună. We did a lot of freestyling and we had to just work together as a team completely and go okay, we have to cut this out but we need a finishing move for this. Îmi place și cum este construită povestea personajului. Începe cu el care încearcă să-și găsească sora și până în sezonul 3, care e cel mai recent, ai să vezi cât de importantă este relația celor doi. Și Diane Dawn, care o joacă pe Mei Ling, face o treabă extraordinară ca să arate că nu trebuie să fie salvată de fratele ei, dar poate ar trebui să lucreze împreună în anumite situații. Are mai multe momente badass. Da, Jing, you're gonna wish you had killed me. There's always tomorrow. Iar Dean Yager, care este Dylan Leary, un Irishman care vrea să aibă de muncă și să poată oferi joburi pentru oamenii lui Irish. E super tare omul ăsta, cum actorul, cum joacă personajul. Personajul e... ne-au luat joburile, bă. Pentru mine el a fost unul dintre cel mai bine construite personaje din serie. We're gonna take back our city! They want a war? Let's give them one. Îl vedem când este high, deci câștigă un moment, știi, oamenii lui îl apreciază, dar îl vedem și când este low, în special în ultimul sezon, când intră un aspect cu politica. A fost o plăcere să revăd și pe Hong Li, care joacă pe Wang Chao și pe care îl știu din Banshee. Că tot am spus de Banshee, acest serial este făcut de Jonathan Trooper, care a fost scenarist și pentru Banshee. Deci dacă îți place acțiunea bombastică, bine filmată și o coreografie superbă, o să primești un Warrior. Și da, serialul este bazat pe scrierile lui Bruce Lee. Nu pe o carte anume, ci mai mult pe ceva ce a scris Bruce Lee și nu cred că a publicat vreodată. Creatorul serialului, Jonathan Trooper, a intrat în contact cu Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, care i-a spus că are niște scrieri în garaj și așa a apărut serialul. Show is exactly the same. It's very Bruce Lee. Dacă e să vorbim și de perioade reale, serialul e bazat și pe războiul Tong, grupări mafiote chineze,
din secolul 19 din San Francisco. The goal was not to make Assam a clone of Bruce Lee. So what we do instead is we find ways of inserting some of the Bruce Lee philosophy into all of our characters. Cum am spus, scenele de acțiune sunt superbe și foarte creative. Trei sezoane, o să fii surprins că de departe se duc și că nu te plictisești. Imaginează-ți că sunt trei sezoane de pam, pam, pam și totuși tu ești la sezonul al treilea și ești... Nu știu cum ați făcut asta, dar să cum naiba v-ați gândit la asta, dar nice. Muzica iară este superbă și când se întâmplă ceva, te hype-uiește, ești acolo cu ei, începi să te bași și tu prin cameră, dacă e cazul. Cinematografia devine tot mai bună, mai ales în ultimul sezon, unde se vede că și bugetul probabil e mai sus. Cum este încadrat și colorat serialul ăsta, îi șampanie pentru ochi. Dar asta e tot? Bătaie? Cu siguranță coreografia și munca pe care o depun oamenii ăștia trebuie apreciată, adică nu se întâmplă atât de des în Hollywood, dacă nu ți-ai dat seama. Dar și povestea în sine nu-i de dat la o parte. Sunt multe rivalități, trădători, polițiști, oameni care vor să plece din lumea aia. O să ai parte de o grămadă de chestii interesante în poveste ca să fii prins sau să-ți alegi o tabără cu anumite personaje. Poate în sezonul ăsta ești, nu, cred că ce spun ăștia are mai mult sens. Dar după aceea, în episodul următor sau în sezonul următor, când e un conflict mai mare, ești, bă, nu știu, și-au cam pierdut ăștia credibilitatea. Cred că mă-s mai mult cu ăștia. Sunt foarte curios cum o să închidă serialul ăsta. Era în pericol și sezonul 3. Trebuia să nu apară, nu se știa nimic, dar mă bucur că a ieșit. Sper să primim și sezonul 4 să închidem frumos. I've seen the smartest people do the stupidest things, chasing love. You're getting sentimental in your old age. Eu recomand cu mare drag Warrior. Dacă nu l-ai început deja, uită-te. Vreau să văd ce se întâmplă cu Hapwei, cu Assam, cu Mei Ling și desigur, this isn't China. This is Chinatown. Salut! Da, Warrior e serialul ăla, știi? Îl știu așa, și aici pe canal, știu un grup mic de oameni care se uită la el ca la The Bear sau altele gen. Băi, bun, tare, mi-a plăcut, ba, ce bine e, nu pot să cred că există așa ceva. Dar cine nu se uită, parcă le e frică să încerce. Că nu este popular, nu e discutat, nu e în top undeva, știi? Toate aspectele astea înseamnă că nu e bun, nu? Dacă nu a făcut un miliard și ceva la box office, înseamnă că nu e bun. Nu știu, e frustrări personale bănuiesc. Uitați-vă la Warrior și mulțumesc mult tuturor care susțineți canalul cu membership. E cam gata vara, intrăm în toamnă în septembrie și septembrie o să fie packed. Deci sper să fiți aici pentru că avem o grămadă de chestii pe septembrie. Mulțumesc mult tuturor și care susțineți golul lunar cu câte o cafeluță. Thank you very much. Zic asta cu mine, vizionare plăcută.